Bun. Spuneam mai devreme de SWOT. E, cred că, mă rog, e un instrument deja clasic cu cele patru întrebări. Care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe, care țin de mine și de afacerea mea? Și apoi, care sunt oportunitățile și amenințările care vin din afară, din mediu? Alte organizații, niște tendințe mai mari, nu știu, schimbări legislative, tehnologii noi, lucruri de genul ăsta. Păstrați-vă orientați pe structura asta, puncte tari și puncte slabe interne, oportunități și amenințări externe. Și țineți-l scurt și concret, dar mai ales relevant. Mai degrabă decât să aveți 10 la fiecare categorie, mai degrabă aveți câteva care chiar sunt importante și înțelegem că știți de ele, țineți cont de ele și așa mai departe. Bun. O parte importantă în planul de business, pe care nu am creat o secțiune specială pentru ea, este partea aceasta de sustenabilitate și egalitate de șanse și nu am creat o secțiune specială pentru că ea oarecum trebuie să se regăsească în toate secțiunile planului de business. Motivul pentru care ea există sunt două motive, de fapt. Unul este unul administrativ. Este specificul programelor europene prin care și ROWIN este construit să existe această cerință. Al doilea zice că trece puțin mai departe de atât. Și anume, trăim, să zicem, în secolul 21 și suntem deja conștienți că business-urile și mari și mici au un impact în viața altor oameni și altor comunități și e important să ținem cont de acest impact. Și pentru asta vreau să trecem puțin prin ce înseamnă aceste cerințe și cum ar trebui să se regăsească în planul de business. În primul rând, sunt aceste două aspecte, egalitate de șanse și sustenabilitate. Aici unde scrie anexe, eroarea mea, trebuie să scrie sustenabilitate. Sunt două aspecte. Egalitatea de șanse înseamnă, în primul rând, partea aceasta de egalitate de gen și ceea ce înseamnă pur și simplu acces. Și e clar că vorbim despre accesul diferențiat între femei și bărbați la, primul rând, la avea un loc de muncă, la avea niște condiții care țin cont de cele mai multe ori de roluri diferite pe care femeile și bărbații le au acasă și, bineînțeles, de tema cea mai simplă.